Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Wilhelmina Cheul. Economia României nu se simte deloc bine, iar guvernul întârzie în fiecare zi să aplice măsuri clare pentru sprijinirea sectoarelor afectate de pandemie. Turismul este la pământ, industria Horeca încearcă cu greu să se ridice, iar guvernanții nu fac nimic. Avocatul Daniel Ionașcu, președintele PPU, spune că, din păcate, în această perioadă se vede slaba pregătire a celor care ne conduc. Acesta spune că măsurile sunt fie ineficiente, fie inexistente. Într-o intervenție telefonică pentru televiziunea Nova, avocatul Daniel Ionașcu a afirmat că există trei posibilități majore pentru a susține turismul, un sector important în economia națională și cel mai afectat de măsurile impuse. Fără o lege bună, afacerea este prejudiciată. Fără să existe efectiv obiectul afacerii în viață, adică fără să fie efectiv vânzarea de orice fel, de servicii sau de orice altă natură către clientul efectiv, nu există beneficiu. Nu existând beneficiu, în mod evident, există un lanț întreg de nenorociri, ca de pildă. Nu merge afacerea, se pierd locurile de muncă, în mod evident sunt oameni care au credite pentru investiții și intră într-un colaps care poate să nu mai fie niciodată remediat și atunci, în mod evident, economia, business-ul, în mod special turismul, trebuie privit cu mare atenție, adică trebuie categoric deschis. Există trei posibilități majore. Prima dintre ele este, pentru perioada în care sigur că nu s-a putut face nimic, sigur că a fost o pandemie, nu doar la noi, bine o știm, să existe un ajutor substanțial al statului, nu de formă, nu formal, ajutor al statului în ceea ce privește afacerea respectivă în plan concret. Atât în ceea ce privește salariile, cât și în ceea ce privește investițiile, sau mai cu seamă susținerea din bugetul de stat, în totalitate sau în parte, funcție de ceea ce înseamnă relansarea respectivei afaceri, de la caz la caz. Pe de altă parte, trebuie să existe o politică coerentă de sănătate. În sensul că trebuie ca oamenii care ajung acolo să aibă bună oară un certificat de sănătate sau o testare făcută în acest sens. În mod evident, nu trebuie oprită economia și în special turismul trebuie oprit pentru chestiunile acestea care sunt acum mai acute ca niciodată. Dacă nu le vom porni, este posibil să intrăm într-un colaps. Așadar, o politică de sănătate după politică financiară. Pe de altă parte, trebuie să existe instructaje, training-uri pentru personalul care lucrează, pentru personalul din administrația Horeca, în așa fel încât să poată exista o bună informare a clientului, pentru că există o bună informare a personalului. Trebuie să ne ferim de un lucru fundamental, și anume de a spune, de a face, de a da legi de către acei oameni care nu se pricep. La noi, prin administrații, prin legiuiri, prin toate lucrurile, există o sumă de plătuitori. Oameni care nu se pricep și dau sfaturi. Și atunci mai mult încurcă decât descurcă. Vreau să spun că oamenii care acum au condus destinele țării în această pandemie nu sunt oamenii potriviți la locul potrivit. Nu veți întreba aproape niciun om din această țară care să spună că acolo unde lucrează, acolo unde s-a întâmplat să existe un efect al legii acestor vremuri, într-adevăr lucrurile au mers bine. Deci nu sunt oamenii potriviți la locul potrivit.